50 de elevi din capitală au fost premiați cu diplome in honoris pentru performanțele lor obținute la concursul NASA Space Settlement și Mars City Design. Elevii au avut de realizat machete, schițe și planuri în vederea obținerii celei mai optime stații spațiale unde oamenii ar putea locui. Tudor, elev în clasa a 10-a, este pasionat de informatică și a participat la acest concurs alături de colegii săi. Aportul lui la acest proiect s-a bazat pe relațiile interumane. Eu am pus accent pe un sistem pe care mi s-a părut mie ingenios de a inventaria oamenii. Ne dădem acolo seama ce și cum ar fi mai bine și cum ar fi optim să se împerecheze. Miruna, pasionată mai mult de botanică, a contribuit la partea de agricultură. După o documentare minuțioasă, a găsit cele mai bune soluții pentru proiectul său, care au adus puncte valoroase echipei. Eu m-am ocupat de agricultură, adică oamenii au nevoie de citrice, de vitamina C în spațiu și nu pot să trăiască doar pe supliment alimentar. Am scris despre ce tipuri de plante avem nevoie, am încercat să facem economie în orice caz, pentru că nu putem aduce absolut orice. Livia își dorește să urmeze Facultatea de Informatică din cadrul Universității București. Se pregătește încă din clasa a 10-a, iar participarea la astfel de concursuri o ajută să înțeleagă cerințele examinatorilor. Partea mea s-a ocupat de explorarea spațiului și a planetelor vecine și pentru asta am folosit date obținute la alte concursuri anterioare în care a trebuit fie să proiectăm un Kensat, care este un mini-satelit, fie un rover și cu ajutorul senzorilor să putem detecta parametrii necesar vieții. Peste 4.000 de tineri din 23 de state ale lumii au participat anul acesta la concursul organizat de NASA.